Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre drumul de întoarcere de la Cruce. Dacă nu ați văzut prima parte, e undeva în dreapta link către ea. Traseul merge de la Cruce, pe brâna mare a Caraimanului, până la cabana Caraiman. De acolo se poate lua ori spre Babele, cum am făcut-o eu, ori spre cabana Piatra Arsă și apoi spre drumul județean. Este pe departe de 1000 de ori mai spectaculos decât varianta pe platou. Traseul are cam 6,7 km cu o diferență de nivel între punctul de plecare și cel de sosire de doar 400 de metri, dar urci în prima fază până la vârful Caraiman la 2300 și ceva, după care cobori până la cabana Caraiman, care este la 2025 de metri altitudine, după care iar urci până la Babele, după care iar cobori până la mașină. Oricum, traseul nu este greu. Brâna mare a Caraimanului face toate minutele petrecute pe ea. Mergi efectiv pe o potecuță, săpată în munte, iar pe porțiunea apropiată de cabană sunt lanțuri pentru că în jos este foarte hău. Toată brâna, dacă are maxim un kilometru, iar porțiunea unde e buhuhu e doar de 100-200 de metri. Dar chiar și așa, dacă încă e zăpadă, doar dacă nu ai toate țiglele pe casă, te poți aventura pe aici. Când nu e ceață, poți admira orașul Bușteni și Valea Jepilor. Iar dacă faci traseul mai în primăvară, când se topesc zăpezile, ar trebui să vezi și cascada care se formează pe lângă cabana Caraiman și care, cică, ar fi cea mai înaltă din țară. Cabana Caraiman e cam un paragină și, din câte am citit, ar fi de vânzare. Nu se poate mânca nimic aici, doar poți lua una alta de băut. Ce am remarcat pe drumul dintre cabana Caraiman și Babele e că pe jos era nisip. Și nu orice nisip, ci unul chiar mai fin decât cel văzut în Mamaia. Din ce am căutat pe net, e posibil ca platoul Bucesc să fi fost cândva fundul unei mări. Dacă știți voi mai bine, nu ezitați să mă corectați. Cam atât am avut de zis pentru azi. Vă las mai departe cu peisajul. Thank you.